Un tânăr din Sibiu a ajuns în arestul poliției Gorjene după ce oamenii legii l-au oprit pentru un control de rutină. Bărbatul de 25 de ani a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe drumul național pe raza comunei Brănești. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 1,01 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiști din cadrul poliției orașului Turceni au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă a Lipeje Gorj un tânăr în vârstă de 25 de ani din comuna Alma, județul Sibiu, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a poseda permis de conducere și aflându-se sub influența alcoolului. În urma testării cu aparatul etilotest, polițiștii au constatat faptul că bărbatul avea o concentrație de 1,01 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul urmează a fi prezentat astăzi procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri corespunzătoare. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, a reieșit că bărbatul nu deținea nici permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.